În perioada 9-16 februarie, lotul național de cadeți al României la handbal se află într-un stadiu de pregătire în Călăraș. Echipa este formată din copii născuți în perioada 2004-2005 și este antrenată de Horvat Attila, Claudiu Klonovski și Gabriel Armanu, antrenorul echipei AHC Dunărea Călăraș. La sfârșitul perioadei de pregătire se vor desfășura și două meciuri amicale cu echipa similară a Macedoniei de Nord. Meciurile se vor juca în sala polivalentă din Călăraș pe 15 și 16 februarie. Spuneți-ne câteva cuvinte despre meciurile din weekend cu echipa de cadeți. Meciurile din weekend se vor juca în compania echipei similare a Macedoniei de cadeți, copii născuți 2004 și 2005. Această generație noi o privim și Federația Română de Handbal privește ca una care are potențial foarte mare și de aceea sunt foarte, foarte atent monitorizați. Ei au început în urmă cu 2 ani de zile într-un proiect mai larg, Plan Talent, cu jucători selectați din toate zonele României și monitorizați constant. Iar acum, prin rotație, am căutat să avem sportivii cei mai în formă la această acțiune. Ne bucurăm că se desfășoară la Călăraș, putem populariza handbalul și dacă vom avea ocazia, vom face cât mai multe stagii de pregătire aici. Spuneți-ne exact când va fi disputat fiecare meci. Sâmbătă vom juca la ora 17 și duminică la ora 11. Uh-huh. Așteptăm la sală cât mai mulți copii, așteptăm cât mai mulți susținători, cu siguranță vor fi și părinții acestor copii și va fi o atmosferă de sărbătoare.